Un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus o motocicletă pe drumul Național 6, centura Lugoj, dinspre municipiul Timișoara, înspre municipiul Lugoj. La un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe același sens de mers, condus de către un bărbat în vârstă de 31 de ani. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv tânărul în vârstă de 23 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul să și infracțiunii de vătămare corporală din culpă.